Domnul să fie slăvit și binecuvântat. În veci de veci. Eu aș vrea ca după masa zilei de astăzi să fie o după masă binecuvântată. Amin. Noi vom avea un timp de părtășie, un timp de învățătură pe linia familiilor. Sunt trei binecuvântări care le avem în mijlocul nostru. Slavă ție, Doamne! Și dorim ca Domnul să intervină și să lucreze la orice. Amin. Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul Său și prezența Domnului să fie în mijlocul nostru. Amin. Voi citi două versete din Scriptură, din Isaia, capitolul 60, versetul 19 și versetul 20. După care împreună cu toții ne vom uni și vom face o rugăciune înaintea Domnului și vom cere ca Domnul să binecuvinteze toată slujba din această. Amin. Pagina Scriptură 731. Nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina ca lumina ei, și Domnul va fi lumina ta pe vecie. Și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie, ci zilele suferinței tale se vor sfârși. Amin. Amin. Să ne rugăm. Bine, mă bucur ca din nou să mă găsesc în mijlocul dumneavoastră după o perioadă scurtă de o săptămână și o zi de oră, fiind plecat în țară, m-am întors și vreau să vă spun că simt căldura în familie. Nu vreau să aduc o cară pentru cei din țară, dar pocăința uneori lasă de dorit. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne facă să fim o biserică vie înaintea Domnului. Și când oamenii vor veni în locul acesta și vor căuta soluții pentru rezolvarea problemelor lor, să fie vindecați, să fie mântuiți, să fie iertați. Aleluia. Și Dumnezeu să lucreze. Aleluia. Amin. Aleluia. Salut în această seară în mijlocul nostru pe toți acei care au ales și au decis ca să fie împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Petrică Stoian, l-am solicitat că l-am întors din țară, i-am dat și eu un telefon, am stat de vorbă cu dânsul. Pentru aceasta se găsește în mijlocul nostru la binecuvântare. Doresc ca Dumnezeu să-i dea un cuvânt profetic pentru toți noi care suntem prezenți și prezența lui Dumnezeu să fie în adunare. Slăvit să fie numele Domnului. Îl avem și pe fratele Beni Merca, care și el e pregătit împreună cu familia să laude de Domnul. Dumnezeu să-i binecuvântează. Acum împreună cu toții lăudăm pe Domnul. După această cântare, familia Iubenii, cum ați hotărât, vă rog. Pe toată slavă, pe fericire, căci Iisus a salvat. Pe ca suflet și treacă, cu Iisus poateam să treacă. Thank you.
aceasta e un mare har din partea lui Dumnezeu, că suntem în casa Lui. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Ne bucurăm în prezența Domnului, ne bucurăm că suntem în casa Lui, de aceea se cade ca să ne unim inimile noastre și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt care este prezent în locul acesta. Ei simțim prezența Lui, de aceea se cade din toată inima noastră să spunem lăudat să fie Domnul. Și în seara aceasta, în timpul care stă înaintea noastră, în timp scurt, dar este foarte aglomerat, dar cât stăm în prezența Domnului, vrem să stăm ca în prezența lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. În rugăciunea aceasta care ne stă înaintea noastră, vrem să venim înaintea Domnului în prima parte a rugăciunii, mărturisindu-ne starea noastră. Salmistul David în Psalmul 32 spune: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de genetele mele necurmate și zi și noapte mâna ta ce făcea? Apăsa asupra mea. De aceea și-o venit în firea și-o striga la Dumnezeu și-o mărturisit greșelile fără de legile și Dumnezeu s-a îndurat și a dat îndurare lăudat să fie Domnul. Și în seara aceasta, oricare ești în locul acesta, poți să capiți îndurare de mâna lui Dumnezeu, din partea Domnului, îndrăznind la Dumnezeu în rugăciune. De aceea, în prima parte, venim să ne mărturisim Domnului și apoi vrem să mijlocim în continuare pentru cauzele noastre, pentru cauzele bisericii. Vrem să venim și cu cauzele noastre înaintea Domnului. Avem cauze. Fiecare în parte au probleme, au taine. Frații și surorile au probleme în familie, au cauze, suferințe. Le putem aduce înaintea Domnului în seara aceasta. Dar nu oricum. Mă duc cu gândul în Scriptură la orbul Bartimeu, când a auzit numai că își trece Domnul Iisus Hristos, el a început să strige, notă-cu. În seara aceasta, dacă vrei rezolvarea problemelor tale, trebuie să strigi la Dumnezeu. Amin. Trebuie să chemi, trebuie să-ți deschizi inima. Trebuie să-ți deschizi gura. Amin. Mă gândeam în timp ce cântau frații, minunat cânte, frumos, Domnul să-i binecuvinteze. Și mă rugam, am zis, Doamne, așa cum cântăm, să ne deschidem gura și la rugăciune și să ne rugăm Domnului și Domnul să facă lucrul acesta. Și Domnul în seara aceasta să lase puterea Duhului Sfânt peste biserica puterea. Peste surori și el să asculte rugăciunea. Amin. Când spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, capitolul 6, oriunde intra Domnul Iisus Hristos, pe unde trecea El, și noi știm că cel este aici, lăudat să fie Domnul. Noi știm că înaintea Lui orice boală este adusă, orice suferință, orice cauză, la El totul este cu putință, lăudat să-i fie numele. Și în seara aceasta orice boală ai avea, orice problemă nerezolvată ai avea, și în seara aceasta venim cu credință înaintea Domnului, El, Stăpânul nostru, poate să rezolve orice situație. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Marcu 6, și vă rog să vă ridicați pe picioare. Și să auzim cuvântul lui Domnului, vă da citire la câteva versete, apoi vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să rugăm ca El să lucreze în dreptul cauzelor, în dreptul nostru, și zic ca Domnul să ne mărească puterea de credință. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, 6:53. După ce a trecut marea, a venit în ținutul Genazaretului și au tras la mare. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus, au alergat din toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni de unde se auzea că era El. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe pețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți cât se atingeau de El erau tămăduiți. Aleluia, să vedem Domnului. Vedem, frați și surori, în seara aceasta Hristos este aici. Aleluia. Puterea Lui este cu El și vrea să facă bine, vrea să vindece. De aceea haideți să rugăm ca Dumnezeu să ne mărească puterea de credință. Amin. Și orice boală ar fi, orice nevoie, orice strâmtorare, orice încercare ai avea, mâna Lui poate să ridice în seara aceasta. De aceea vrem în seara aceasta în continuare binecuvântarea Lui Dumnezeu. Vrem totodată să ne rugăm și pentru frații care îi folosește Dumnezeu în slujirea cuvântului. Să lase Dumnezeu o ungere deosebită. Să lase o înțelepciune deosebită. Și în Scriptură, un verset în Efeseni 6:19, unde spune Apostolul Pavel, în urma tuturor rugăciunilor făcute de noi ca biserică,
de mijlocire, de mulțumire, de cauze, la un moment dat vine și spune, rugați-vă, dar și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura, ce să facă? Să mi se dea cuvântul. De aceea Domnul să folosească toată în țara aceasta. Să lasă o ușă de cuvânt, o îngere deosebită. Și noi, ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, să fim aceia care să împlinim apoi în viața noastră tăită pe acest pământ. Haideți să ne plecăm capetele noastre și să intrăm în rugăciunea aceasta și binecuvântarea Domnului să fie peste noi. Amin. Amin. Ne bucurăm în această dupămasă pentru că la timpul de părtășie avem binecuvântarea copiilor, trei familii au înțeles voia lui Dumnezeu și și-au adus copilașul la binecuvântare. Eu mi-aduc aminte când și eu vineam câte o binecuvântare în familie, se bucura familia, se bucura copiii, se bucura cei din casă, că vin frați, vin surori, vin la noi acasă, pentru că am mai avut încă o binecuvântare. Slavă ție, vă rog frumos, cei care nu acceptați cu inimă largă sau nu vedeți călăuzirea lui Dumnezeu și direcția aceasta, că Dumnezeu vă călăuzește, nu-i judecați pe cei ce au copii care i-au dus la casa Domnului. Eu am întâlnit o fost situații când unii și-au adus copiii la binecuvântare, alții judecau. Domnul Iisus Hristos a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dragi familii, rămână binecuvântarea Domnului peste voi. Amin. Și acum aș vrea să amintesc că familia Potim aduc înaintea lui Dumnezeu un copilaș de parte bărbătească și îl cheamă Ștefan. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Familia Păduță aduc înaintea Domnului o fetiță cu numele Sara. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Iar familia Miron aduc înaintea lui Dumnezeu o fetiță cu numele Enima. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze toți copiii bisericii. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Și să ne facă înțelepți în ceea ce privește lucrurile care ne pot duce în veșnicie. Dumnezeu să ne ajute să ne mântuim sufletul. Slăviți să fie numele Domnului. Acum împreună cu toată biserica lăudăm pe Domnul cu o cântare. Thank you.
A plecat și binecuvântarea ta. Roagă-te, fratele Gerard, fă-ca ta vinată, dar să vină binecuvântarea în casa ta. Dacă chinul tău pleca din casa ta, binecuvântarea, o dă Dumnezeu.
capitolul 18, versetul 36 și 37. Citesc aceste două versete. Pagina în Biblie 382. Întâi Împărați, capitolul 18, versetul 36. Citesc cuvântul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am citit cuvântul acesta, pentru mine un cuvânt deosebit. Din el se pot scoate predici multe diferite, dar în seara asta vreau să-l îndrept spre familii. Și tema pe care vreau să o prezint în fața dumneavoastră este: ce exemplu dau părinții pentru copii? Ce demnitate avem noi ca părinți în fața copiilor, și nu numai, și în societate, dar și în biserică? Cu altfel spus, predica mea este pentru părinți în seara asta. Domnul să binecuvânteze părinți. Altă dată nu predica și pentru copii, dar pentru copii mai mărișori care să înțeleagă. Fraților, trăim o vreme încurcată rău. Tare încurcată. Viitorul nostru, viitorul societății, nu este roz. Problema este că, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iuda, pe când vroiam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, care am primit-o prin Domnul Iisus, m-am văzut silit să vă spun ca să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Vremurile se schimbă. Lucrurile pot lua forme diferite. Familiile sunt în pericol mare. Nu odată am spus și repet și astăzi. Acasă noi le spunem ceva la copii într-un fel, venim la biserică și biserica prin școala duminicală merg cam pe aceeași linie, se duc la școală și lucrurile se spun total altfel. Și se duc în societate și acolo se spun lucrurile altfel. Spunea un frate vineri seara la noi la biserică, predica și zice o familie pe care o cunosc bine, pentru că la școală, la copiii lui, acelei familii, s-a cerut să participe la lecții cu informații sexuale, îmi cer scuze, asta este expresia care se potrivește, și zice, noi ca părinți am semnat ca să nu meargă copiii. A zis, nu vrem. În schimb ne-am dus noi ca părinți. Și când am văzut ce fel se prezintă lucrurile acolo, ne-am pus mâinile în cap, spunea părinții, și ne-am zis, societatea a luat-o razna. Copii, spunea fratele, clasa a treia, clasa a patra, ceea ce se prezenta acolo la școală. Familia este într-un pericol mare. Dacă astăzi este atacat ceva, dacă diavolul ține ceva sub asediu în vremea asta, este familia și biserica. Astea două instituții sunt atacate de diavolul. Și eu pun problema, ce facem noi ca părinți să putem să ne mântuim copiii? A zis Iosua, eu și casa mea, și eu am întrebat, Doamne, ce a putut omul ăsta să facă să aibă așa performanță? A zis Corneliu, despre el scrie Scriptura, omul ăsta, cu toată casa lui, se ruga, făcea milostenii și rugăciuni, cu toată casa lui, și el era în capul listei, el ca tată.
Găsim încă o situație când Pavel merge în casa lui Filip, evanghelistul, și Biblia spune, el avea 4 fete fecioare, pline de Duhul Sfânt și cu dar de prorocie. Cum au putut oamenii ăștia să realizeze acea performanță? Și eu m-am gândit la un lucru în seara asta, pe lângă învățătura care trebuie dată, am venit să prezint în fața dumneavoastră exemplul pe care îl putem da ca părinți. Copiii noștri văd la noi lucrurile și în cele mai multe ne copiază. Copiii mei când erau mici mă copiau în toate. Acum nu mă mai copiază că sunt ei părinți. Am spus, vorbeam în casă cu soția, mă, nouă ne-a trecut vremea. Nu mai avem copiii noștri, sunt mari, s-a dus fiecare la locul lui. Cumva zicem, noi am scăpat, dar ne doare de nepoți. Pentru că în ce mă privește, vreau să fiu mântuit eu, copii, gineri, nurori, copii, nepoți, toți ai mei, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. S-a pus problema aceasta, ce exemplu dai tu ca părinte și eu ca părinte în fața copiilor. Cuvântul demnitate vă este cunoscut? Vorbim de demnitate, demnitate înseamnă să ai coloană vertebrală. Să fii stabil în principiile tale de viață și când vorbim aici în mediul creștin, să fii stabil și clar în principiile tale de om pocăit. Am citit despre prorocul Ilie. Tare bine se potrivește situația asta și la lucrători și în atâtea alte situații, dar în seara asta haideți să punem situația asta în dreptul nostru ca și părinți. Rugăciunea prorocului Ilie. Fă, Doamne, să se vadă astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel. Poți să faci asta ca părinte? Să stai acolo pe genunchi, să-ți adun copiii în jur, știind că dincolo de ușa ta e pericol, că dincolo de ușa ta e groapă, că-și diavolul așteaptă pe copil să-l prindă în ghiare și tu să te rogi cu el de braț și să spui, Doamne, nu mâine, că mâine-i târziu. Astăzi să se vadă în casa mea că Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Să se vadă astăzi, zice Ilie, că eu sunt slujitorul tău. Și să se mai vadă ceva, că tot ce fac eu, fac după cuvântul tău. Sunt 3 lucruri mari, fraților, de mare valoare, ca și părinți. Ce înseamnă asta? Dacă am vorbit și am spus să ai coloană vertebrală și prin tot ceea ce faci tu să se vadă că ești copilul lui Dumnezeu. Să se vadă că tu ai un Dumnezeu în viața ta și în inima ta. Să se vadă că în orice problemă a vieții și în orice situație prin care treci cu familia, tata e stâlpul casei și el se încrede într-un Dumnezeu viu. Să se vadă azi. Copiii vor să vadă asta la noi. Mi-aduc aminte, am trecut printr-o încercare și mă uitam în jurul meu, 6 copilași, micuți, mă uitam și la soție, o vedeam ca pe al 7-lea copil. Mi-am adunat puterile și am zis, Doamne, singurul care poți să mă salveze și Tu. Și în situația aceea, au mai venit cineva din biserică și a zis, frate Petrică, noi suntem un grup de frați care postim și ne rugăm pentru tine. Pentru mine a semnat un suflu. Să se vadă azi, așa am citit, Tu ești Dumnezeu. Și atâtea lucruri care se văd, atâtea lucruri care sunt puse de diavol, pe tarabă, de oameni, se spune pe la colțuri, fii tu însuți, se spune pe la colțuri în secolul ăsta al 21-lea, când lumea a avansat așa de mult, tehnica e avansată, mai vorbim de religie, mai vorbim de Dumnezeu și eu vă spun, da, Tu ești chemat ca tu și casa ta să demonstrezi că există un Dumnezeu, mărire lui în veci. Să se vadă că tu trăiești o viață cu Dumnezeu. Am mai spus poate și aici și știu că am spus în mai multe locuri.
De când eram în țară și copiii mei erau la școală, a venit la noi acasă o mamă a unui copil care era în clasă cu unul din copiii noștri. Se cunoștea bine cu soția și spunea când a intrat în casă la noi, așa parcă deodată s-a luminat și a zis, mă, eu când am intrat în casă la voi, am simțit așa o pace în inima mea. Aleluia. Și am zis, slavă ție, Doamne, amin. Tu ești prezent în casa mea, o văd și alții, o simt și alții. Fraților, este vremea să se vadă în casa noastră că există un Dumnezeu. Atâtea lucruri le putem oferi copiilor noștri. Mă uit la nepoți, atâta le cumpără și de îmbrăcat și de încălțat și jucării ce nu strece prin cap, telecomenzi în toate felurile. O, ce bine este ca pe lângă astea toate, înainte de ele, să ne facem timp să spunem copiilor noștri despre acest Dumnezeu care e în casa noastră, care trebuie să se vadă că e în casa noastră. Am văzut în casa mea că Dumnezeu a făcut vindecări. Am văzut în casa mea Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Am văzut în casa mea că Dumnezeu a trimis proroci și ne-a vorbit. Am văzut în casa mea că Dumnezeu a mulțit pâinea și a mulțit banii. Și o spun asta nu să mă laud pe mine, ci să laud pe acest Dumnezeu sfânt și minunat. Pentru că El în dragostea Lui a lucrat. Nu că am avut eu merite. Și la fel în dragostea Lui lucrează și în casa ta. Puneți pe inimă cuvântul acesta. Nu mâine, nu săptămâna viitoare. Doamne, să se vadă azi. Tu ești Dumnezeu în casa mea. Mărire Domnului. Al doilea lucru. Să se vadă tot azi. Eu sunt slujitorul tău. Să se uite copiii la tine și să vadă omul ăsta, tatăl meu, slujește lui Dumnezeu. Când vorbesc cu copilul meu care n-ascultă pe Dumnezeu, pe mine mă respectă, toate sunt în regulă. Când vorbesc de Dumnezeu și de pocăință, spune mă ia fiorii. Cumva vede că eu sunt un om al lui Dumnezeu, numai că atunci când el lângă mine vorbește într-un fel, când a plecat de lângă mine, total se schimbă. Să se uite copilul la tine și să vadă că tu ești un om al lui Dumnezeu. Oamenii din jur trăiesc oricum. Oamenii din jur au viața dezordonată. Oamenii din jur se complac în păcate. Și frați și surori din Biserica Bethesda, dacă vedeți chiar și din cei care se numesc creștini, că trăiesc o viață încurcată și amestecată, tu nu te lua după ei. Trage o linie. Vă spun cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Cei ce amestecă lucrurile în viața lor, și păcat, și sfințenie, și biserică, și distracții, și alte lucruri păcătoase din lumea asta, spune Pavel în Galateni 5, vă spun mai dinainte. Să vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, zice el, toți cei ce fac astfel de lucruri nu vor vedea pe Domnul. Nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă la frații aceștia. Datoria lor și a mea este să vă spunem adevărul curat. Să vă spunem despre un Dumnezeu care a pregătit o zi de judecată și va răsplăti pe cei ce-i slujesc curat. Roagă-te în felul acesta, Doamne, puneți pe inimă cuvântul ăsta să se vadă azi, să vadă copiii ăștia ai mei, să vadă soțul, să vadă soția, că eu sunt slujitorul tău. E lucru mare, vorbesc de demnitate, nu te compromite. Te compromiți astăzi cu ceva și zici că e bine. Și mâine altceva și diavolul când te-a prins îți mai aduce că lista e mare și lanțul e lung și ajungi la un moment dat. Zice Chris într-o cântare, noi vrem un alt început, însă timpul pierdut nu se mai întoarce înapoi. Ajungi la un timp când ți-ai încovorat și inima și mintea încurcând lucrurile. Și te gândești, Doamne, ce fac?
aș vrea să îndrept, ce să mai îndrept? Cum să mai îndrept? Noi vorbim din Scriptură că lucrurile se mai pot îndrepta cât ești în viață, prin mărturisire, prin pocăință, din toată inima, de exemplu, fiul risipitor, care se prăbușește și spune, nu mai am meritul ăsta să mă numesc fiul al tău, fă-mă ca un rob, dar să fiu cu tine, înseamnă pocăință. Dar ca să nu ajungi în așa situații, fii om cu demnitate, fii tată cu demnitate, fii mamă cu demnitate, să vadă copiii la tine, căci tu ești un slujitor al lui Dumnezeu. Să te vadă copiii că te rogi, să te vadă copiii că postești, să te vadă copiii că tu te încrezi în Dumnezeu. Amin. Și oricât de mare ar fi problema cu care te confrunți, copiii să vadă la tine că tu ești tare, rămâi în picioare că l-ai pe Dumnezeu. Amin. S-a rugat Ilie să se vadă azi. Vreau să fie o seară de cercetare, fraților. O seară când să te gândești tu la tine, eu la mine, în dreptul nostru, ca și părinți. Văd copiii noștri așa ceva la noi? Să vede astăzi la noi, așa cum am citit, Ilie a spus astăzi să se vadă, Doamne. Și mai departe spune Ilie să se vadă că tot ce fac, fac după cuvântul Tău. Pentru mine tatăl meu este un exemplu deosebit. La vârsta care o am, încă n-am atins nivelul lui de pocăință. N-a fost proroc, n-a fost păstor, n-a fost conducător de adunare, dar a fost un om pocăit. Și când a plecat din lumea asta, a zis, Dumnezeu mi-a arătat locul care mă așteaptă. Mă uitam la el cum trăia pocăința. Mă uitam la el cum postea, cum se ruga pentru nouă copii. Cum ne aducea înaintea lui Dumnezeu. Îl vedeam. Cum trăia pocăința după cuvântul lui Dumnezeu și când am ajuns mare să pot să vorbesc cu el, ajunsesem doi prieteni, îmi spunea, uite, frate, Petrică, scrie și noi trebuie așa să facem. Să se vadă că tot ce fac, fac după cuvântul tău. Se naște întrebări, se nasc întrebări, fraților, fiți pregătiți la așa întrebări. Dar în familia aia, dacă e așa, ei nu sunt pocăiți? Dar în biserica aia, că lucrurile sunt altfel, ei nu sunt pocăiți? Și copiii întreabă, pun întrebări, ce răspunzi? Ilie a zis să se vadă azi, că tot ce fac eu aici în casa mea, fac după cuvântul tău. Ce face la altul în casa lui? Iosua, om cu demnitate, cu coloană vertebrală, a spus, știți, după ce a terminat toată treaba cu împărțirea Canaanului, adună poporul și spune, voi aveți mai multe variante. Aici ebusiții au idoli. Aici cananiții au idoli. Dincolo de râu erau alți idoli. Voi alegeți astăzi cui vreți să slujiți, este libertatea voastră. Dar să știți cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Așa a zis omul ăsta. Să ai această demnitate să spui copiilor tăi, copii dragi, hai să nu ne uităm la ei, la alți, să nu ne mai uităm nici la familia aia, nici la biserica aia, să ne uităm în Scriptură, să ne uităm la Dumnezeu. Și trăim după cum învățăm din Scriptură, ca să avem parte de veșnicia cu Dumnezeu. Pentru că asta e ținta. Și astăzi copiii, dacă te înțeleg, e bine. Dar sunt probleme și sunt situații când copiii nu te înțeleg. Cum am spus, ies afară și la școală, lucrurile sunt într-un fel, în societate altfel. Noi aici facem o lucrare vis-a-vis de tot ce v-am spus. Punem numele lui Dumnezeu peste copii. A zis Dumnezeu lui Moise, zi lui Aron și fiilor lui care sunt preoți. Așa să binecuvânteze copiii lui Israel și să spună, și noi vom citi,
vom rosti și numele și vă cerem să spuneți amin. Și la sfârșit spune Dumnezeu și eu. Eu îi voi binecuvânta. Gândiți-vă că lucrurile merg într-un lanț și ele sunt legate una de alta. Să se vadă că tu l-ai pe Dumnezeu, primul lucru. Să se vadă că tu slujești lui Dumnezeu, al doilea lucru. Să se vadă că tot ce faci, faci după cuvântul lui Dumnezeu, al treilea lucru. Și apoi când e vorba de copii, există un Dumnezeu care știe să păzească. Există un Dumnezeu care știe să ocrotească, care știe să călăuzească și copiii tăi vor avea experiențe cu Dumnezeu. Pentru că odată ce Dumnezeu e la tine în casă, nu este doar pentru tine ca tată, nu doar pentru tine ca mamă, este pentru toată familia. Și când Dumnezeu ia toată familia în brațul Lui și când El ia toată familia sub ocrotirea Lui, vei fi binecuvântat și tu și copiii, vei fi ocrotit și tu și copiii și ce e mai frumos ca asta? O, Doamne, lucrează în Biserica Bethesda. Amin. Dă biruință familiilor. Predica mea e scurtă în seara asta. Și știți de ce? Vreau să facem o rugăciune. O rugăciune în care să ne rugăm pentru părinți. Părinții din familiile din Biserica Bethesda. Să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Să cerem puterea lui Dumnezeu. Singuri nu putem face nimic. Dacă ne-a lăsat Dumnezeu o clipă singuri, nu facem mare lucru. Dar dacă El este cu noi, biruim, fraților. Aleluia. Dacă El este cu noi, vom realiza lucrări mari. A zis David, un om războinic, a zis în numele Domnului, îi tai în bucăți. În numele Domnului avea câștig și biruință în luptă. În numele Domnului și tu vei avea biruință. Deci acest Dumnezeu îți dă putere. Acest Dumnezeu este cu tine. Acest Dumnezeu lucrează pentru tine și casa ta. Vreau ca în seara asta să fie o seară de cercetare. Te gândești doar la tine și familia ta și la demnitatea care trebuie să o ai ca părinte. Copiii tăi când se uită la tine să vadă ceva. Să vadă ceva, nu teorie. Lumea e sătulă de teorie. Copiii sătui de teorie. Societatea asta e sătulă de teorie. Și prin biserici oamenii s-au săturat de teorii. Trebuie să se vadă ceva practic. Să se vadă că tu ești un om al lui Dumnezeu. Să se vadă că trăiești pocăința. Să se vadă în casă. Și apoi când venim în biserică, să se vadă aceleași lucruri. Pentru că sunt alți copii din alte familii care se uită și la părinții lor și se mai uită și la părinți, alți părinți și cu atât mai mult se uită la lucrători. Ce fel de om e Ilian? Da, fratele Daniel, da, fratele, da, fratele. Și când se uită, se vadă că e un om al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Rugați-vă unii pentru alții. Dacă biruim într-un fel, biruim prin rugăciune. Dacă biruim într-un fel, biruim prin pocăință. Dacă biruim într-un fel, biruim când Dumnezeu rămâne în casa noastră. Doamne, lucrează Tu! Și cât astfel de oameni cu coloană vertebrală, cu demnitate, ies în societate, ei rămân la fel. Oriunde ei rămân la fel. A zis nevasta lui Iov, mă, tu rămâi statornic în hotărârile tale. Știți că și mie mi s-a pus problema, frate Petrică, tu ești tot așa cu ideile de pocăință, de puterea Duhului Sfânt, de vindecări, de descoperiri, tot așa. Aleluia. Sunt alte vremuri. Și eu am zis, ori schimba vremurile. Dumnezeu nu se schimbă. Aleluia. Dumnezeu rămâne același. Aleluia. El botează cu Duhul Sfânt. Aleluia. El dă daruri. Aleluia. El vorbește bisericii. Aleluia. El face semne, minuni și vindecări. Că e Dumnezeu adevărat. Aleluia. Da, rămâi așa cum Domnul te călăuzește lângă El. A zis femeia lui Lot,
lui Iov, pardon, tu rămâi neclintit, bleastă-mă pe Dumnezeu. Știți, aici mă refer puțin la surori, surori dragi, ca mame, ca soții, nu acoperiți lucrurile și oferiți copiilor ceva care nu-i după voia lui Dumnezeu. Sub justificarea, e copil, nu știe, ba știe. Ca mamă, învață mai mult decât poate tata, poate mama. Pentru că mama e mamă și când vorbește, parcă, nu știu, vorbește de la suflet, la suflet, de la inimă, la inimă. Eu am văzut asta la mine în casă. Când vorbesc ca tată, sunt bărbat, mai dur, mai aspru, mai tonul ridicat. Soția, parcă știți ca o mamă, ia pe după umăr. Și când vorbește, vorba aia ei se duce în suflet. Faceți lucrul ăsta, mamelor. Amin, ajută-le, Doamne. Fiți pe aceeași linie cu soții dumneavoastră. Nu împotrivă, nu altfel. Nu ascundeți lucrurile, discutați-le, puneți-le în ordine. Pentru că ce am vorbit în seara asta e valabil și pentru mamă, e valabil și pentru tată. Amin. Să vadă copiii că mama e copilul lui Dumnezeu, slujește lui Dumnezeu. Să vadă și pe tata la fel. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și doresc în rugăciunea asta. Aleluia. Aleluia, mărire Domnului. Aleluia. E o seară de biruință pentru tine. Aleluia. Vorbesc din partea Domnului. Dacă până azi n-ai reușit să realizezi lucrul ăsta, să fie o familie unită, întărită, să se vadă că Dumnezeu e în casa ta, că tu ești slujitorul lui Dumnezeu. Cere ajutorul lui Dumnezeu. Și începând din seara asta, să se vadă lucrul ăsta. Ia-ți hotărâri în rugăciunea asta și strigă către Domnul, Doamne, vreau, începând din seara asta, să fiu un om al tău. Și El te va ajuta și vei vedea așa de frumos cum El stă izbândă, slăvit să fie El. Intrăm în rugăciune, strigă către Domnul, căci El nu te lasă, spune într-o cântare. Strigă către Domnul oricine te apasă, mărire Domnului, slăvit să fie Domnul. Aleluia, mărire lui Iisus. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne rugăm Domnului, slăvit să fie El. Doamne!
Amin. Binecuvântat să fie numele Lui, că acela care binecuvântează este Dumnezeu. Aleluia. Am ales Biblia aceasta mai micuță, că vreau să o pun în Sara în mână. Acum trăim vremea când vine bunica după ce s-a născut. Dragă mami, ți-a adus mama o tabletă. Și le pune din mici telefonul în mână, tableta în mână. Dar uită să le pună ceea ce de mai mare valoare este Biblia și zic ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Așa făceau frații noștri de demult. Când se năștea copilul la spital, dacă vrea să fie meseriaș, îi aducea ciocană. Dacă vrea să fie gospodin repede, o furculiță, ceva. Dar noi vrem ca Sara să fie o credincioasă. Slăviți să fie Domnul. Acum am trimis pe Adela, dar unii, ai reușit Adela, ia Domnul coace. Slăviți să fie Domnul. Sara, nu plânge, nu. Nu, că Domnul vrea să fie bine. Și vreau să pun și un batic aici în brațele ei. Vă veți mira. Băi, ce faci acolo? Eu vreau ca Sara să fie credincioasă. Amin. Baticul este semnul stăpânirii. Am o soror, nu mai vor să fie, este ele vor fără batic. Dar eu vreau ca Sara, toată viața ei, să umbli cu batic. Ziceți amin. Slăviți să fie Domnul. De aceea mă voi ruga pentru el, pentru ea, că Domnul s-o binecuvinteze. Da, Sara, da. Hai să ieși și cântăreață. Slavă Domnului. Când veți auzi numele ei, să spuneți amin. Dumnezeu o va binecuvânta. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Sara. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Sara. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Sara. Amin. Astfel se pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îl voi binecuvânta. Aleluia! Liniștește-a! Hai că vrem să ne rugăm cu adunarea asta, păcat, gata. Asta e la noi, la lucrători, Domnul să ne fericitere. Părinte din cerul, înaintea ta stau cu Sara și o aduc înaintea ta ca tu să o binecuvintezi. Eu știu din cuvântul tău că ce binecuvintezi tu, rămâne binecuvântat. Doresc, Doamne Dumnezeule, ca această fetiță pe mine, Sara, să fie, Doamne, sănătoasă în numele Tău. Doresc, Doamne Dumnezeule, ca trupușorul de ei să aibă o dezvoltare bună. Când va face primii pași, Doamne, să fie sănătos. Când va spune primele cuvinte, mama și tata, să fie cuvinte clare și să aibă o vorbire clară. Mă rog, Doamne, pentru vederea ei, pentru auzul ei. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru viața ei. Doamne, spunea fratele în predică că întâmpinăm o societate foarte grea. Te rog frumos să o păzești de foc, de apă, să o păzești de droguri, de spurcăciunile lumii, să o păzești, Doamne, de oamenii care ar putea să-i facă rău. Noi o aducem azi înaintea ta ca tu să o binecuvintezi, dar dorim ca sângele tău să fie peste ea, să fie păzită de puterea ta și, Doamne, îngerii tăi să tăbărască jurul ei. Ne rugăm ca Sara, Doamne, când va fi la grădiniță și apoi la școală, este scris în cuvântul tău că vom fi cap și nu coadă. De aceea te rog să o binecuvântezi cu înțelepciune, cu duc de ascultare, cu duc de pricepere. Doamne Dumnezeule, la vremea potrivită, atunci și Doamne când va înțelege credința și va putea să te aleagă, te rog frumos să o binecuvântezi să te aleagă pe tine. Să fie botezată în apă, să încheie legământ cu tine, să o botezi cu Duhul Sfânt, Doamne, și să o faci o lucrătoare în casa ta. Mă rog, Doamne, să fie ascultătoare de tată și de mamă. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să-i dai o vedere bună. Mă rog, Doamne Dumnezeule, în viață să-i pregătești un soț credincios. Dacă va fi hotărât de tine, când va fi soție, să fie și mamă, Doamne, pântecul ei să rodească copii. O, Doamne Dumnezeule, dorim binecuvântarea ta peste ea. Astăzi chemăm numele Domnului Iisus Hristos peste Sara și dorim ca Sara să fie binecuvântată de tine. Mă rog, Doamne, să-i pregătești o biserică sănătoasă când va fi mare. Să-i pregătești o familie binecuvântată
și mă rog, Doamne, ca poruncile Tale să fie în inima ei. Toată viața să-și cinstească tatăl, să-și cinstească mama și să fie, Doamne, pentru familie, așa cum predica fratele, o copilă demnă. O, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că astăzi Tu ai binecuvântat-o pe Sara. Mă rog, Doamne Dumnezeule, așa cum am pus Biblia peste ea, să fie o surioară supusă Ție. Cuvântul Tău să nu se îndepărteze de la ea. Să fie, Doamne, întotdeauna cu cuvântul în inima ei și în mâna ei. Apoi, Doamne Dumnezeule, eu am ales acest baticuț care este semnul ascultării, semnul supunerii. Mă rog să fie supusă de soțul ei. Să fie ascultătoare, Doamne, atunci când vei rândui familia ei. Și, Doamne, să fie ascultătoare bisericii. Îți mulțumesc pentru Sara. Mulțumesc pentru Cristina, pentru Valeriu, Doamne, părinții ei. Și te rog să-i binecuvintez. Și acum, la încheiere, mă rog și pentru Cristina. Dacă în trupul ei, în urma nașterii, a rămas, Doamne, poate vreo boală sau suferință, te rugăm ca astăzi, în clipele acestea, să o vindeci. Ne rugăm pentru tatăl ei, Valeriu, să fie un frate harnic și copiii aceștia care i-a primit din mâna ta să-i crească pentru cer. Numele Tău îl pun peste Sara și doresc ca sângele Tău să fie peste ea. Toată viața să fie ocrotită, păzită de Tine. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Aleluia, slavă Ție. Aleluia. Binecuvântat să fie Domnul care binecuvintează. Amin. Binecuvântat să fie Domnul care poartă de grijă. Amin. Familia Miron a adus cu credință înaintea Domnului pe Mima, pentru că ei cred din toată inima că Dumnezeu binecuvintează pe Mima. Amin. Am să citez din Cuvântul lui Dumnezeu și când veți auzi numele ei, vă rog frumos în numele Domnului să spuneți. Aleluia. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Emima. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Emima. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Emima. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Haideți să ne rugăm. Aleluia. Am să fac o rugăciune pentru Emima, chemând numele Domnului peste ea, ca Domnul să o binecuvinteze. Aleluia. Și rog întreaga adunare să mă sprijinească. Amin, Doamne, în Duhul dumneavoastră să vă rugați ca Dumnezeu. Aleluia. Ceea ce rostesc să împlinească în tocmai. Amin. Amin. Tată din cerul, acel ce ai dat viață omului, o aduc înaintea ta pe Emima și vreau să-ți mulțumesc că tu ai adus-o în familia Miron. Amin. Te rog frumos să o binecuvintesc. Vă rog, Doamne, ca numele Tău să fie peste ea. Și te rog frumos, Dumnezeule, ca Tu, Doamne, să lași protecția sângelui Tău Sfânt peste ea. Aleluia! O, Tată din ceruri, te rog frumos în bunătatea Ta să-i binecuvintezi Tu picioarele Amin, ei. Amin. Să fie aducătoare de pace. Amin. Picioarele ei să alerge, o, pe calea Ta, Doamne, plină de dorință de a Te sluji pe Tine. Amin, Doamne. Rog, Dumnezeule, Tată, să binecuvintezi Tu mâinile ei. O, Dumnezeule, Tată, să le înalți înaintea Ta. Rog, Doamne, ca Tu să Te folosești de cura ei. Să Te laude. Doamne, să Te slujească cu ceea ce Tu, Doamne, ai pregătit mai înainte ca ea să se nască. Rog, Dumnezeule, ca Tu să o binecuvintezi, Tu, Doamne. Ochii ei să vadă slava Ta.
Doamne, te rog frumos să binecuvintezi mintea ei, să-i dai o minte sănătoasă, dă-i înțelepciune din înțelepciunea ta și mana gradii o simenea voi. Doamne, te rog frumos să binecuvintezi întreaga ei ființă. Doamne, să o păzești. Doamne, Dumnezeule, de oameni răi. Să o păzești de uneltirea vrăjmașului. Să o păzești de vrăjitorie. Să o păzești, Iisuse, de accidente. Rău, Dumnezeule, Tată, ca Tu să lași protecție peste ființa ei. Și te rog frumos, când va crește mare, să te slujească pe Tine. Să vină vremea aceea în care se încheie legământ cu Tine. Te rog, Doamne, să lași Duhul Tău cel Sfânt. Să o pecetluiești din frage pe pulcie. Te rog frumos, numele Tău să fie peste ea. Aleluia, Osana! Te rog frumos, Dumnezeule, ajută-o să te slujească din toată inima ei. Și Tu, Dumnezeule, să fii slăvit în toate. Mă rog, Dumnezeule, pentru fratele Daniel, pentru sora, mă rog ca și părinții să-i binecuvintezi. Mă rog pentru fratele Daniel, Doamne, ca Tu să-i dai putere, să-i întărești mâinile ca și preot, atunci când, Doamne, va veni înaintea Ta, Tu să-L asculți în dreptul copiilor Lui. Mă rog ca Tu să-i intervii. O, Stăpâne, Tată, îți mulțumesc că și Tu vei lucra și vei face mai mult decât Ți-am cerut. În dreptul soarei, mă rog, Doamne, dacă în urma nașterii a rămas cu anumite dureri, mă rog ca Tu, Doamne, să lași vindecare, mă rog ca Tu să lași protecție în jurul acestui corp, mă rog ca Tu să binecuvintezi, căci noi credem că și Tu ce binecuvintezi rămâne binecuvântat. Stăpâne, Tată, te rog în continuare să rămâi Tu, Dumnezeu, în casa aceasta și noi îți mulțumim pentru tot ce Tu faci. Amin. Amin. Aleluia, slavă Domnului. Acum, dacă noi am fost politicoși ca oameni de lucrare, ia Dumnezeu să fie și El. Amin. În viața Lui. Fraților, ce facem noi aici nu e ritual. Eu am spus de multe ori și spun și în seara asta aici. Nu este ritual. Nu așa e la pocăiți, ia copiii, se roagă, citește. Dumnezeu a spus, spuneți numele Meu peste copii. Noi asta facem. Și spune, după ce ei fac lucrarea asta ca preoți, Dumnezeu spune, eu îi voi binecuvânta. Credeți? Mărire Domnului! Pe copil îl cheamă Ștefan. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Ștefan. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Ștefan. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ștefan. Amin. Astfel să pună numele Meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Dumnezeu. Dumnezeule mare, sfânt și adevărat, noi știm că făgăduințele Tale sunt minunate și că ceea ce spui Tu împlinești. Noi știm că numele Tău e un nume mare. Aleluia, mărire Ție în veci. Ai spus să punem numele Tău peste copii și știm că numele Tău, în numele Tău se fac lucrări mari. Știm că numele Tău, acolo unde ești Tu, diavolul n-are putere. Știm că acolo unde ești Tu prezent, e bucurie, e pace. Acolo unde ești Tu, e binecuvântare. Am citit că Tu vei binecuvânta și noi credem asta, Doamne. Ca oameni ne gândim la câteva binecuvântări și le cerem de la Tine.
Dar mai mult decât cerem noi, știm că Tu dai, Doamne. De aceea Te rugăm pe Ștefan să-l ții sub ocrotirea Ta. Doamne, să crească sănătos. Să crească într-un mod armonios și tot trupul lui să fie sănătos. Privirea, vorbirea, gândirea, auzul, mersul lui să fie sănătoase, Doamne. Fără în casa unde este să fie o bucurie, Doamne, un prilej de bucurie. Și Te rugăm, Doamne, în viața lui să-i rânduiești tot ceea ce are nevoie. Și mai mult ca orice, mă rog, să Te descoperi lui. S-a atâtea lucruri puse în fața copiilor în vremea asta. Noi am vrea, Doamne, să se pună numele Tău în fața lor. De aceea Te rog să binecuvântezi părinții lui și să aibă în vedere lucrul ăsta. Mai mult ca orice, să pună numele Tău în fața lui și astfel să înțeleagă că Tu ești Dumnezeu adevărat. Slăvit să fie numele Tău. Mereu mă rog pentru toți copiii din Biserica Bethesda. Doamne, ține-i sub ocrotirea Ta. Să nu se piardă niciunul, Doamne. Pentru că dorim atunci când va suna trâmbița, când Tu vei chema copiii Tăi, poporul Tău, biserica Ta, să fim noi și copiii noștri, Doamne, împreună să-Ți ieșim în întâmpinare. Fie slăvit numele Tău în veci. Îți mulțumim că Tu lucrezi. Îți mulțumim că Tu binecuvântezi. Și îți mulțumesc că vei binecuvânta pe Ștefan. Amin. Vei binecuvânta familia în care L-ai lăsat să fie. Și vei lăsa tot ceea ce trebuie. Și numele Tău se va proslăvi prin asta. Mărire Ție în veci. Amin. Amin. Rămânem ridicați și prin fratele Iulian Bobin. Înălțăm o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului pentru tot ce Domnul a lucrat. Amin. Mulțumim Domnului pentru lucrarea din această seară. Să rămână binecuvântarea Domnului peste noi. Aleluia. Și-aș vrea să se întâmple un lucru nou, dacă n-a fost, ias înainte, în dreptul fiecăruia dintre noi, să se poată spune că este un nou al Dumnezeu. Să fie recunoscut în casa ta, aleluia, că ești un om al Dumnezeu. Amin, aleluia. Care atunci când El se roagă, Dumnezeu ascultă rugăciunea și aduce biruință. Slăviți să fie Domnul. Amin. Mulțumim fratele lui Petrică Stoian pentru că vine mai des. Să vină. Pentru că eu cred că și este o lucrare pe care dânsul a început-o în această biserică și încă mai trebuie să lucre. Amin. Domnul să-L binecuvânteze. Să ne binecuvânteze pe noi și cu dragoste și cu bucurie. Când știi că fratele Petrică este chemat, este invitat, să ne bucurăm. Amin. Pentru că avem nevoie de oameni care să țină adevărul lui Dumnezeu și să vorbească adevărul așa cum e. Amin. Dumnezeu să-L binecuvânteze și pe fratele Beni Merca. Amin. Dumnezeu să-L binecuvânteze familia. Amin. Dumnezeu să le binecuvânteze pe toți. Amin. Puterea Domnului să ne însoțească pe toți. Amin. Amin. Pentru săptămâna în curs va fi o săptămână de mijlocire, o săptămână de rugăciune înaintea Domnului în care biserica este chemată ca să ne unim. Să reușim să facem un singur zid, să înălțăm un zid pentru ca diavolul să nu mai aibă putere ca să ne tulbure și noi să rămânem sub protecția Domnului. Fiecare cu ce poate, cu post, cu rugăciune, să ne rugăm și dacă sunt probleme, dacă sunt oameni certați, dacă sunt oameni care nu și-au rezolvat problemele, să le rezolve, se poate foarte ușor la telefonul, se formează numărul și se stă de vorbă cu persoana în cauză. Sau se face un termin aici la biserică. Duminica care urmează vom avea cina Domnului, să ne pregătim în vederea acestei lucrări și să așteptăm cu adevărat
venirea lui Iisus Hristos. Pentru miercuri va fi întâlnire la casa Domnului, pentru vineri va fi întâlnire la casa Domnului, părtășie, rugăciune. Doamne, dă-ne har! Amin! Să se ridice bărbați destoinici, oameni sănătoși care să țină adevărul și Dumnezeu picioare și să rămână cu adevărat biserica aceasta, o biserică peste care Duhul Sfânt să lucreze și să rămână prezent. Amin! Amin.